A mințit și a plătit. Asta putem spune despre apropiatul afaceristului Mugurel Surupăceanu. Dănuț Filipescu, căci despre el este vorba, s-a ales cu o condamnare definitivă după ce a mințit pentru a-l scăpa pe Surupăceanu de un dosar penal în care era implicat. Filipescu s-a ales cu o pedeapsă de 2 ani și 4 luni de închisoare. Dispune ca inculpatul Filipescu Dănuț să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani de închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celeilalte pedepse, respectiv un spor de 4 luni închisoare, și dispune ca, în final, inculpatul Filipescu Dănuț să execute pedeapsa principală rezultantă de 2 ani și 4 luni închisoare, se arată în sentința judecătorească. Dănuț Filipescu este persoana care a adus la Târgu Jiu, în fața instanței de judecată, o serie de oameni politici care au deținut cele mai importante funcții în stat. Este vorba de ex-primul ministru Victor Ponta și fostul ministru al sănătății, dar și pe un fost șef al Serviciului Român de Informații Gorj.